Caz revoltător într-o școală de renume din Buzău, descoperit de colegii noștri de la Cotidianul Adevărul. Un copil a fost dat afară din clasă și a fost obligat să petreacă orele de curs pe hol timp de câteva zile. Dascălii susțin că minorul deranja cursurile, iar aceasta a fost singura metodă prin care îl puteau liniști. La aflarea veștii, părinții copilului s-au revoltat și au declarat că nu pot accepta acest lucru. Psihologii condamnă și ei astfel de practici și avertizează că pedeapsa ar putea avea urmări grave asupra dezvoltării elevului. Copilul elev în clasa a 5-a a fost dat afară din clasă în timpul orelor de curs și a fost obligat să stea timp de 4 ore pe holul bibliotecii să copieze lecțiile din carte pe un colț de dulap. În apropierea lui se afla un reșou pe care era pus la încălzit un ibric cu apă. Ce prostie ai făcut? Ai făcut vreo prostie? Da. Ce ai făcut? Doamna directoare, ați plecat? Am deranjat un copil. Conducerea școlii susține că măsura a fost luată pentru a-l liniști pe copil după ce a deranjat orele. Numai că, în aceste condiții, elevul nu beneficiază de predarea lecțiilor și de explicațiile profesorilor, la fel ca ceilalți colegii lui. Am zis să haideți să încercăm așa, să-i dăm ceva de lucru la bibliotecă, să vadă că se poate și așa, deranjează orele... În mod constant deranjează profesorii, șicanează copiii în timpul orelor, zic, hai să vadă și alt mod de a lucra. Are teme de la date de profesori. Directoarea școlii susține că, prin metoda aplicată, sunt respectate toate normele legale. V-ar conveni ca al dumneavoastră copil să fie ținut în astfel de condiții? Ați accepta vreodată așa ceva? Ce să vă răspund? Nu mi se pare că sunt condiții improprii, copilul lucrează în liniște la bibliotecă, nu e captiv, are temă dată de doamna de română. Inspectoratul școlar consideră că decizia conducerii școlii de a retrage copilul de la ore nu este nepotrivită. Cât despre condițiile în care elevul își face lecțiile, se vor face verificări. Nu consider că s-a încălcat regulamentul și copilul trebuie să realizeze că regulamentul școlii trebuie respectat, că trebuie să se comporte într-un anumit fel și nu așa cum dorește. Mama copilului știe că băiatul creează probleme la școală, dar nu acceptă să îi se aplice un asemenea tratament. Mai mult decât atât, colegii de clasă au început să-l marginalizeze. De o săptămână stă eliminat de la ore în bibliotecă. Și nu se duce decât la ora de română și matematică, fiindcă are teze. Nu mi se pare normal. Psihologii avertizează că asemenea măsuri luate împotriva elevilor pot avea efecte pe termen lung. Copiii pot ajunge chiar să refuze să mai meargă la școală. Au dat o repulsie față de școală. Dom'le, noi nu înțelegem un lucru, pedagogii noștri nu înțeleg un lucru. Copiii trebuie să meargă la școală cu plăcere. Mama copilului ia în calcul să-l mute pe cel mic la o altă școală.